Administrația Bazinală de Apă Banat revine cu actualizarea situației hidrologice a cursurilor de apă aflate în bazinele hidrografice Bega și Timiș, unde se înregistrează importante creșteri de debite și niveluri. La orele prânzului, în bazinul hidrografic al râului Bega, cea mai importantă depășire a cotelor de apărare se înregistra pe râul Bega, la stația hidrometrică Balinț, unde cota era de 550 de centimetri, fiind atinsă cota de inundații cu tendință în creștere. La stația hidrometrică Văgeț se înregistrau niveluri în scădere sub cota de apărare, în timp ce la stația Chizătău nu s-a atins cotele de apărare, însă nivelul crește prin propagarea viiturii. Pe râul Timiș era depășită cota de apărare la stația hidrometrică Lugoj. Începând cu tronsonul Lugoj-Aval până la granița cu Serbia, tendința este de creștere a debitelor, arată un comunicat al Administrației Bazinale de Apă Banat. Mai sunt atinse și depășite cotele de atenție pe cursurile de apă Carașnera și Pogăniș, cu o tendință de creștere ușoară. În bazinele hidrografice Bistra și Nădrag, debitele erau în scădere. În total, Apele Române Banat dețin în jur de 80 de stații automate de transmitere a datelor de pe râuri și acumulări de apă. Primele situații cu potențial periculos au apărut la Nădrag, Tomești, Luncani, Românești și Coșteiul de Sus, unde apele au depășit ieri cota de inundații și s-au revărsat peste câteva drumuri și terenuri agricole. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor produse de revărsarea apelor în 11 localități din județele Caraș-Severin și Timiș, aflate sub cod roșu de inundații. Pe drumul comunal 100, pe raza localității Marginea, traficul rutier a fost blocat temporar din cauza apei revărsate de pe versanți. Pe drumul județean 684B, în localitatea Pietroasa, s-a intervenit pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil, iar pe drumul județean 681, între Nădrag și Crivina, s-a intervenit pe circa 200 de metri pentru evacuarea apei revărsate de pe versanți, traficul rutier fiind blocat.